Din diaspora își doresc un viitor șef al statului muncitor. Ce schimbări așteaptă pentru viitor, aflăm în minutele care urmează. La fine mă numesc și vă salut din Statele Unite ale Americii. Ce fel de țară îmi doresc eu? Îmi doresc o Românie în care să vreau să mă întorc după foarte mulți ani petrecuți în străinătate, fără niciun fel de regrete. Iar pentru asta cred că avem nevoie de un președinte capabil, un președinte educat, cu experiență politică pe plan intern, dar mai ales internațional, un președinte care să fie capabil să ne reprezinte interesele țării și ale tuturor românilor, care să lupte pentru noi în principiu, care să aibă o viziune pe termen lung pentru țară încotro ne îndreptăm și care să nu trăiască numai din 4 în 4 ani de la alegeri la alegeri, care să nu promită mult, să vorbească mai puțin, dar să facă mai mult și mai ales un președinte care să pună interesele țării și ale oamenilor mai presus de cele ale clasei politice din România, care, așa cum știu cu toții, este coruptă și nu se gândește decât la binele propriu. Sper ca măcar unul dintre candidații actuali să îndeplinească aceste mărunte condiții și să ne revedem într-o Românie mai bună. Bună ziua! Sunt Mihaela și locuiesc în Anglia. Am votat pentru ceva mai bun. Cred cu tărie că fiecare vot contează și împreună putem face o schimbare pozitivă în comunitatea noastră. Este important să ne implicăm și să ne exprimăm opinia pentru a construi un viitor mai bun pentru toți. De la viitorul președinte am așteptări mari. Îmi doresc să fie un lider integru, care să pună pe primul loc interesele cetățenilor și să promoveze transparența și corectitudinea. Sper să fie un președinte care să susțină educația, sănătatea și dezvoltarea economică și care să lupte pentru drepturile și libertățile fiecăruia. Vreau un președinte care să inspire încredere și să aducă unitate în societate. Sunt Ionuț și mă număr printre milioanele de români care au plecat din România în ultimii ani. Mă aflu în Belgia de 10 ani și, bineînțeles că duminică, voi merge la vot, deoarece îmi doresc pentru România și pentru românii de pretutindeni un președinte integru, prezent la locul de muncă și la nevoile românilor, un președinte care să iubească și să apere cultura, tradițiile și obiceiurile românești, un președinte care să lupte pentru educație, sănătate, justiție și apărarea României și pentru că fac parte din diasporă, bineînțeles că îmi doresc un președinte care să ofere încrederea și speranța românilor de a se reîntoarce acasă. Sunt româncă, lucrez în Italia de 20 de ani. Ce doresc de la noul președinte? Să aducă diaspora acasă. Asta îmi doresc din tot sufletul, să se țină de promisiune. Mă numesc Cornelia, locuiesc în Spania de 16, aproximativ 17 ani. Cât despre președinte, eu personal îmi doresc să avem un președinte care să fie o voce internațională foarte puternică. Îmi doresc un președinte care să gândească înainte să vorbească, un președinte cu o cultură generală extraordinară, foarte bine dezvoltată, o gândire puternică, un președinte responsabil, un președinte care să se facă respectat prin fapte reale, prin fapte sincere, un președinte care să fie om înainte de toate.